înseamnă că ședința este statutară, poate să aibă loc. Avem ordinea de zi la MAPRE, cum le avem din asta, care cuprinde două puncte. O să le rup de rând, le analizăm, că trebuie să punem spre adoptare. Dacă mai sunt, înainte de a se pune la vot ordinea de zi, intervenții. Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Da. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici de finalizarea investiției vedute pe program prelungit cu observi de grupă în orașul Loș de Fia, strada Alexandru Lăpoșneanu, zona stadion. Dar la 45, 47, 16, 47 plus construcții, 18, probabil parcare. Intervenție pe lângă primul domnul arhitect, ne puteți spune câteva... La solicitarea Ministerului Dezvoltării am comunicat numai rest de executat, lucrări rest de executat. Asta a solicitat și nu au fost cuprinse lucrările care se finanțează de la bugetul local, respectiv dirigenția de șantier, asistența tehnică și comisioanele, taxele, taxa către inspectoratul în construcții, care se suportă toate de la bugetul local. Și modificăm suma totală, cea de construcții montaj, care e de 2.057.945, cu aceste categorii care nu au fost prinse. Și v-am spus, valorile sunt date cu TVA, dirigenția de șantier este 10.044, asistența tehnică e de 30.869, iar taxele, cotele și restul sunt de 11.617 lei. Iar valoarea se totală se mai știu, ajungă la 2.110.406 lei. Da, mulțumesc. Dacă ai dori cineva să intervină, dacă nu, atunci spun la vot proiectul numărul 1, de pe ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, cine? Punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind edificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Loc pentru anul 2015. Dacă s-a făcut punctul 1, intervenții. Dacă s-a aprobat punctul 1, punctul 2 este exact rectificarea pe punctul 1. Aici, la colegiul. La colegiul și la proiectul cu eu la școală. Da, și proiectul. A, deci mai era. Da. Da. Bun, deci prin rectificarea propusă asigurăm necesarul de finanțare pentru, cum a spus și domnul consilier, pentru implementarea investițiilor care le avem în derulare, deci venința cu program cu 8 clase, unde venim cu partea noastră de finanțare cu suma de 46.500 pentru dirigente șantier, asistențe tehnică și comisioane și taxe legale. La Colegiul Național Ștefan cel Mare s-au aprobat indicatorii în sumă de 63.500, aprobați la ședința trecută,
Noi am aprobat în rectificare numai 60.000, astăzi dăm diferența de 3.000 de lei ca să ne închidem de total investiția aprobată de către Consiliul Local. La proiectul finanțare europeană, POSDRU, numărul 181/155051, a avut loc o majorare a sumei, a fost o rectificare în cadrul proiectului, s-au luat de la parteneri și s-au alocat către beneficiar, adică noi suntem cei care implementăm proiectul, cu suma de 685.000 lei. La suma respectivă avem și o cofinanțare în plus față de ce am aprobat inițial, dar incluzând în suma de 685.000 lei, de 13.818, care sunt scorte de bugetul local. Restul sunt bani care vin pe pozitul de la Uniunea Europeană. Astea sunt sumele propuse de rectificare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Am da. În clasificație. Mai doresc cineva să intervină pe lângă proiectul? Proiectul Mărgăl? Dacă o să-mi dați voie, după... Dacă nu spun pe aprobare, proiectul numărul 2, cine este temul? Împotrivă? Da. Aceste două puncte, pot vedea că sunt potrivit. Domnul Zmar, dacă vreți să... Da, eu vreau doar să spun câteva cuvinte despre aceste două proiecte. De fapt, despre aici două proiecte de hotărâre, dar cele două proiecte care le realizăm în orașul Hârlău, vorba de credința asta, cu opțiunea de grupă și proiectul celălalt, tot fonduri de la guvern, reabilitarea străzilor. Sunt două proiecte care se reiau foarte greu, pentru că sunt foarte multe proceduri și formalități de rezolvat de către noi, administrația locală și, în un moment dat, de către MINDRAP. Pentru că aceste lucrări, de exemplu, grădinița, se reia lucrările după 7 ani de zile de stagnare. Deci sunt niște formalități. Aici nu se pot relua lucrările până nu faci tot ceea ce trebuie. E vorba de nou de o expertiză tehnică la clădirea respectivă, de avizarea din nou a tuturor, deci de avizat din partea tuturor instituțiilor care vizează, REON, AP, Mediu. Reautorizat. Deci reautorizarea, sunt niște formalități care, mi-e pare rău că unii din dumneavoastră postează pe Facebook că este vorba de incompetență. Eu cred că jigniți, în primul rând, autoritatea locală de execuție, care a făcut și s-a bătut ca să aducă niște fonduri pentru orașul nostru. Ca să tratăm așa cu pe Facebook, să spunem că se dă dovadă de incompetență, cred că acel care postează așa ceva, ori nu gândește, ori nu știe ce înseamnă administrație, chiar de loc. Eu cred că este un efort foarte mare din partea tuturor din cadrul primăriei, din partea executivului, că s-au străduit și urbanismul, și financiarul, și achizițiile publice, și juriștii, și secretara, toți, preună, și nu știu cât e drumul la București, nu știu, ca să obținem niște bani. Dar acum aruncăm cu noroi, așa, că se dă dovadă din curtea să pierd bani. Nu s-au pierdut deocamdată niciun ban, nici de anul trecut. Dar iar, aici ajung iar la administrație, că nu vă percepe la administrație când vorbiți de așa ceva. Pentru că noi am încasat banii, deci ne-au fost repartizat 1 milion de lei pentru reabilitare străzi, s-au cheltuit pentru proiectare 161.000 sau 163.000, iar partea cealaltă nu s-a putut realiza, fiind la sfârșit de an și mai mult de atât, fiind într-o instanță, datorită faptului că achiziția publică a fost contestată de către a treia firmă care a participat la licitația respectivă.
Deci am stat vreo 6-7 luni în proces cu firma respectivă. Nici nu puteam să cheltuim bani fiind într-un proces. Și atunci nu puteam să spunem. Documentați pe atunci când spuneți și jigniți oameni. Cum menționat, procesul a fost câștigat de noi că am respectat legea și ne-a dat taule. Deci înainte de a jigni niște oameni care muncesc într-adevăr și trebuie să facă ceva pentru orașul ăsta, documentați-vă. Nu postăm așa că îi dă dovadă de incompetență. Mai mult de atât, grădinița aceasta care am reluat lucrările cu Chiu cu Vai acum, în perioada de cât mai este, o să cheltuim cât o să putem până la sfârșitul anului și prin înțelegerea guvernului să primim bani în 2016. Nu se pierd bani, nu mai comentați dacă nu știți. La fel și la reabilitarea stărilor. Avem scrisoare de la guvern prin care ne solicită că dacă cheltuim mai mult, ne asigură cu finanță. Mai mult, dacă lucrăm mai mult decât ni s-au dat 1.400.000 sau cât avem acum la reabilitare. Deci, și noi deja am făcut pentru reabilitarea străzilor o cerere de suplimentare a sumei încă 168.000 de lei. Deci cu 1.680.000 pentru ca să terminăm 3 străzi, să nu lăsăm o stradă neterminată. E vorba de Roșiori. Aveam din calculele care le făceam pe kilometru și pe străzi, Roșiori rămânea neterminat. Și atunci am cerut suma care ar fi necesară pentru a termina încă 168.000 de lei. Mai mult de atât. Și la aceste străzi, pentru că proiectantul a făcut proiectul pe post, pe kilometru de post, pe un post de preț, nu știu cum... Standard de cost. Standard de cost. Deci trebuie să mai intervină, să mai facă niște soluții de proiectare chiar în timpul execuției. E chiar așa, batem de palme, dar de ce n-am cheltuit bani? Sunt foarte multe probleme, da? Asta e, când nu știi, pui pe Facebook. Că sunt incompetenții la prima discuție. Așa, mai este și o altă treabă. Cu străzile astea. Cu toate străzile astea s-a făcut canalizare. Deci, se mișcă orașul ăsta, nu stă pe loc. Acum, de luni, vom începe canalizarea și pe locul Fătăutul. Schimbăm toată canalizarea de 350, se pune 500 și 600. Apoi, pe toate străzile se schimbă conductele de apă potabilă. Nu se stă, nu se muncește. Într-adevăr, creăm disconfort cetățenilor. Da, este o investiție care va dura încă 50-60 de ani. Eu știu cât a durat și asta, care o schimbăm acum. Deci, cetățenii vor consuma apă potabilă care pleacă de la stația de tratare și ajunge în condiții bune pe conducta de alimentare. Nu sunt conducte vechi care să fie afectate sau cu tot felul de boli care s-au văzut și pe la orașe că conductele vechi, prin conductele vechi iese apa nepotabilă. Așa. Am rezolvat cu strada Valea Viilor fără să ne costă niciun ban. Se spune tot pe Facebook că căutăm să cheltuim cât mai mulți bani din bugetul local. Uite că 2,5 miliarde care trebuiau să cheltuie pe Valea Viilor s-a făcut fără niciun ban de către Apa Vitală. Apoi s-a spus că la VJ-ul acela poate să 1.700.000 sau nu știu cât o zis cu costă. Nu. Nu fac eu prețul de costă. Sunt specialist, eu doar cer. De asta suntem în Consiliul Local, să ne analizăm, să le-am analizat, le-am pus din nou în calcul, s-a făcut din nou calcul, atâta au ieșit, atâta am prins în plan. Nu se pune cu intenții de a se sustrage bani din bugetul local. Dacă cineva crede așa, să fac reclamații, unii dorește el. De asta am vrut să
spun în Consiliul Local, că unii cred că aici chiar stăm și dormim și nu facem nimic. Da, da, mulțumesc. Altcineva? Eu am găsat. Domnul primar, o stăriune asta pe Facebook, eu am făcut și eu din parte din el, din ce și spuneți dumneavoastră, recunosc comentariile care am făcut eu. Am să vă spun o chestiune, adică eu văd lucrurile de felul următor. Nu aș fi postat toate chestiile astea pe Facebook dacă nu apăreau în, la bit, ca să nu spun altceva, fel și fel de chestiuni, care sunt doar pe jumătate adevărate. Eu am, acolo nu am comentat, nu am făcut pe nimeni incompetent. Așa cum am crezut eu... A, da, că ai zis că orică nu-i nepăsare, ori incompetență, sau cum aș fi. Așa, am zis că ori nu știți dumneavoastră, pentru că anul trecut tot așa... Dar ce am spus la bit, care nu-i adevărat? Dacă îl pui și... Hai să le luăm pe rând, da. Rezolvăm și pe asta. Anul trecut, tot așa, mi se pare că când era în campanie electorală, m-ați făcut, a spus, domnule, că ești un minciunos, că nu știi ce vorbești. Din cel, din miliardul ăla, câți bani ați cheltuit dumneavoastră, câți bani s-au folosit, care s-au alocat pentru primărie? S-au făcut studii de fezabilitate, restul de bani s-au dat înapoi la bugetul statului. Asta înseamnă că i-am folosit noi? Nu, eu am considerat că ați pierdut. Și acum unde sunt? Și acum, acum la fel. Dar dacă nu vedeți, dacă nu vedeți administrația, dar mai sunt înapoi. Păi, dar dacă... N-am cum să... Eu așa văd lucrurile. Dacă nu ați vedeți altfel, explicați-le oamenilor că sunt altfel și că mă înșel. Deci nu, nu spuneți că, domnule, am făcut pe cineva incompetent. Eu am spus, ori o faceți cu bună știință, ori în cazul ăsta sunteți incompetent. Și nu m-am referit la doamna secretară sau nu știu ce altcineva. La cel care ies în preză și nu pune chestii. Eu fără aparatul ăsta nu fac nimic. Eu n-am spus că nu dumneavoastră sunteți cel în cauză. Eu am zis că nu doamna secretară sau ceilalți. Deci dumneavoastră, dacă veniți și ne spuneți nouă iară, domnule, avem 20 miliarde cheltuiți pentru primărie sau pentru Consiliul Local sau pentru lucrările de interes al comunității, 2 miliarde și restul să se ducă înapoi la buget, pentru mine eu o consider o pierdere. Da. Nu ne mai lăudăm cu niște alocări de bani care noi nu suntem în stare să le folosim, noi îi cheltuim și se duc înapoi. Și tot, eu asta am spus. Și în legătură cu ce spuneți dumneavoastră, cu ce neadevăr s-a spus. Unde ați văzut dumneavoastră, sau când s-o, aici în Consiliul Local, sau când m-am exprimat eu că sunt împotriva proiectelor care, nu știu, să curățim orașul, de nu știu și chestii. Da. Deci sunt niște lucruri, dacă ați spus-o așa în general... Aici spune, e foarte corect. Ați venit cu propunerea ca lucruia să-l lăsăm exact în loc până o concesionat de acum 10 ani. Eu n-am venit și cu propunerea. Eu n-am spus, aș pleca din ședință să... Respectăm hotărârile care le dăm noi în Consiliul Local. Dacă ne arătați hotărârea care prevede că trebuie omul ăla trebuie scos de acolo, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Deocamdată nu este și o hotărâre. V-am spus. Hotărârea la care dumneavoastră face referire... Nu se poate da o hotărâre ca să scot numai pe unul. Să-ți dea o hotărâre ca să le fie respectat pe toți. Poftim, dar nu este, nu este hotărârea asta. Dacă dumneavoastră mi-a arătat hotărârea asta, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Este o hotărâre din Consiliul Local prin care spune că Ștefan cel Mare nu se dau... Dacă e cea la care mi-ați prezentat-o la ultimul... Eu pe aia am avut-o, eu pe aia am avut-o, după aia am discutat. Dacă e altă hotărâre, o să discutăm. Bun, aici pot să fiu să fi greșit și eu, că n-am văzut nicio hotărâre. Dar știu că este o hotărâre. Nu aprobarea unui regulament stradal. Exact, doamna. Dar fornete nu e în același caz? La materialul ăsta. Sau ăla e anul ăsta. A fost o hotărâre dată din noi, domnule. Nu, este un regulament. Dar de ce se aplică numai pe noi și domnul profesor? Eu nu știu cum pot vrea aia. La ultima... Este la doamna secretară. Când o să vedem, dacă o să fie o... Ridicate de poziție. Da. Am hotărât-o exact atunci când s-a ridicat, când a ridicat-o profesor, cu cel care își făcea... Dar nu e hotărâre, am aprobat un regulament stradal. Cel care își făcea și domnul profesor, care își făcea cu așa, cu așa, și care era făcut fără autorizație, cu aia tu construiești. Nu a spus nimeni nimic. Nu, dar deci, noi am fost încurajat. Atunci am hotărât noi că... Pentru că a fost discuția nenumărate rânduri. Și în ședință de Consiliu și cu aparatul primăriei, prin care am spus că centrul orașului este paralizat. Celor care fac comerț
ilegal, de tot felul produs. Mă zic, de aceea eu știu să mai fac bine. Dar, are comerții sau și spuneți dumneavoastră că așa și el se suporte rigorul legii. Noi discutasem de hotărâri noi respectăm legea din Consiliu sau nu respectăm? Eu zic că da. Păi dacă o respectăm, respectăm hotărârea cei care am dat. Domnul primar, eu dacă nu o respectăm, nu o respectăm. Auziți, hotărârea care a fost anexată la materialul de așa, care am avut în vorbea de ceva de comerț cu ridicat, dar nu spunea nimic. Dar poți hotărârea anexată de noi? Când o să vedem, când o să vedem, atunci o să spun. Eu m-am pronunțat pe hotărârea care am avut. Să ne în cap sau nu știu ce. Eu am spus, respectăm hotărârile care le dăm sau nu le respectăm. Dacă nu le respectăm, spuneți. Domnule, la ce eu am luat, ce l-au să nu mai... Și din câte știu eu, atunci au fost o discuție, un fel de informare. Nu s-a hotărât nimic atunci. Nu s-a cerut să votăm, să ia o informare cu privire la chestiunea respectivă. Așa cum era informarea făcută, hotărârea nu prevedea că cel în cauză trebuie să... Eu văd că dacă eu vreau să obțin ceva în oraș, ca cetățean, nu ca fiind consilier sau primar sau director de școală sau nu ce. Mă duc la fiecare consilier în parte cu hotărârea pe care nu vreau să aplici sau să aplici și încep, băi, vezi că am și eu o chestie. Mie mâinii se discundă pe ceva, vezi, se dedică mâna că e pentru. Dacă așa se procedează, îmi pare rău. Eu nu cred că e corect așa. Domnul Grăi a venit pe la toți să vă roage să... Nici nu trebuie să vină. Pentru că el trebuie să respecte hotărârea de Consiliu. Și el a făcut-o cerere. Noi o să-i dăm răspuns, o să vedem. Dar el a forțat mâna pe la consilier și a determinat ca să susțineți aici să nu votăm pentru o lege care deja era, o hotărâre care deja e aprobată. Dar atunci nu era de votat pentru el nimic. Nu era, a fost întâi de votat. Eu parcă ce fac? Eu respect o hotărâre. Doamna secretară a spus că dacă va face, știu, dosar, să facă. Eu respect în continuare. Atunci vom vota, dăm sau nu. Da, indiferent dacă vine sau nu vine un cetățean la bine sau, nu știu, poate că îmi dau colegii mei liberali, voi îți vorbesc în numele lor, să îmi spună, domnule, ajută-mă într-o problemă, dacă consider că, eu consider că e bine să-l ajut și am și baza legală, îl ajut cu cea mai mare plăcere. Din potrivă, cum să, eu ca liberal, să spun că, domnule, nu, hai să-l desfințez pe ăsta că are acolo, eu știu, nu știu ce tonetă și câștigă și el pâinea de un schimbăr. Asta înseamnă că, dacă, da, într-adevăr, nu respectăm legea, să vedem legea și după aia domnul, o scutăm. Domnul, fătă, mă, dar vrei, vezi, vrei binele unuia sau vrei să nu, vezi binele orașului? Dacă vrei să vezi binele unuia. Eu văd altfel. Vreau să văd ca orașul ăsta să fie curat și strada principală, cum îi spunem noi, strada așteptată, să fie curată, să poată să iau și eu nepotul să mă duc pe stradă să mă plimb, să nu văd copii deși cu burțele goale și mă doresc cu mușe la nas. Să văd, să nu văd câini pe acolo care stau și aduși cu așa de pe simbahului de pe la Bărășele și alte. Eu vreau să văd, să mă întâlnesc și eu cu cineva, să stau de vorbă acolo în zona aceea cu cineva. Dacă mă tale poți să-ți iei fetița sau un nepot sau pe cineva, să te duci să vorbești pe acolo, vara, eu mă înclin. Da, domnule. Lăsăm așa. Dumneavoastră știți foarte bine că am mai avut câteva roluri de poziție vis-a-vis de problema asta și nici mie nu povine și sunt de acord în tot cu dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l scoatem pe omul ăla de acolo, că, eu știu, nu poate poliția sau nu vrea sau nu știu ce se întâmplă să facă un pic de ordine în zona respectivă. Și dacă el, v-am mai spus încă o dată, dacă nu respectă legea, dacă, eu știu, face mizerie sau, nu știu, toneta aia nu corespunde arhitecturii stradale sau mai știu ce, îi spune, domnule, schimbă-o, fă-o, nu vrei, nu se poate încadra sau nu poate face, la revedere. Da. Dar eu nici nu am discutat, nu mă doare capul, eu nu știu, eu nu pot să fac eu.
vorbești cu ei. Tu te mandalezi. Noi am discutat data trecută faptul că lui s-a terminat concesionarea. Da. Păi, da, da, mai... Dar eu vă spun că nu aș fi de acord cu să-l închidem. Nu, eu să fiu... Și, n-aș vrea dacă... și, într-adevăr, bugetul orașului este completat de activitatea celor de acolo. Noi, dacă n-ar fi ei din centru de acolo, noi am fi terminat cu bugetul local. Tu mai de-aia nu trebuie să promov să-și facă un comerț. Dar ce nu le-ai cu matale la pădure? Dar nu vrea să meargă, că eu așa cum ai pe ce le-ai. Nu le-ai pe domnul primar, eu propun ca la ședința următoare să aducem hotărârea de Consiliu, să vedem exact ce preveni, ce nu preveni. Eu am zis hotărârea de Consiliu, să respectă și nu am... Dar poate mulți nu am zis ce preveni. Dar dacă o să facem așa, o să dăm drumul la căruțe de acum, să începem și prin centru, că și așa la, să duci pe porumb, la... Nu știu, sau să duci pe materiale de construcție. Hai să lăsăm, să treacă, dar trebuie să trăiască și el, să trăiască și ceva, să mai trăiască și altul. Așa cred că merge după materiale. Apropo de căruțe, da. Să știți că chiar am observat... Ai fi foarte bun de primar, chiar în picul meu. În ultimul de pe aici? Da. Încercăm să vedem. O să încerci. O să ai adică. Acum, da, în ultima perioadă... Vezi, așa trebuie strategia de votare orașului. Nu pot să văd decât în... legal și normal cum e. Da, deci legea trebuie să apuși la fier pentru toată lumea. Asta vă spuneam cu căruțele. Și mă gândeam, zic, băi, domn primar, oare acum, de ce nu l-ar lua pe ăsta? Da, asta văd. Este un gardian. E cel mai bine. Așa, pe acolo. Atunci am răbdare, nu mă enervează nimeni. Da. Înțelegeți? Și sunt gardieni care stau tot timpul, domnule, și așteaptă pe ăștia mărâți ăștia care vin, eu știu, din păduri sau se duc la râmb sau unii și tot îi taxează acolo la coț, aici în față, la centru de zi sau cum se cheamă. De ce ăla nu are timp să stea acolo în față, la curea sau unii să-i mai trimite pe aia la plimbare sau știu, ca să nu mai țipe pe acolo, că, sau nu știu ce. El are timp să stea să-i tot îi... Da, și ăștia căruțe de bună. Da, știi că prin vârst. Tot prin hotărâri de Consiliu am stabilit un traseu a căruțelor. Știu. Dar atunci cine se întâmplă? Știu, dar mă întreb, de ce acolo se găsește un om să stea tot timpul? De acum am spus eu că vrei să-l dai domn Vincea, pentru că... Domn primar, eu am zis că ar putea să stea un om de acolo, cum se găsește? Asta să fă închis, domnule, am liceu aici, am colegi, oamenii stau cu picioarele prin bălegar. Seara și dimineața, în fine, nu, e bine că stă așa acolo. Dar cum vrei să stea? V-am spus că stea acolo. Sunt copii, acolo sunt atâția alți elevi. Și mici, și mari. Așa cum stai acolo, să-ți fie de zi pentru... Ce-ți fac? Să-ți supraveghem numai pe gruia? Da, nu știu dacă pe gruia. S-au băzat pe gruia. Ce să fac? De câte ori s-o lua băzării pătrii la lui, iar doar zi-o fost la fel. Este o hotărâre de Consiliu și asta cu căruțele la fel, este o hotărâre de Consiliu prin care s-au fixat un traseu al căruților. Nu poate chiar să-i lăsăm așa. Poți hotărârea de Consiliu și cu fixat traseul căruțelor. Eu vă reamintesc vă mai s-o dată. Uitați-vă în hotărârea respectivă să vedeți că la un moment dat traseul ăsta căruțelor sunt rupit. Se duc până undeva și nu mai au. De exemplu, dacă vrea să coboare la piață, nu are și vansat și adume, nu au oameni prin scovar răpați. A, o rămas așa ca întreb. Urmăriți un pic hotărârea de Consiliu și să vedeți că este traseul căruțelor undeva sunt rupit. Nu mai au cum ajunge. Dacă se merge pe acolo, se ajunge la Maticiuc, se coboară pe lângă... Nu, eu discutam de piață. Minunților și n-ajunge la piață. Era făcut traseul pe... Rugofătăutul, da? Intra pe acolo pe Roșiori, invocat pe Eternitate și pe Eternitate nu mai vedem voie să mai coboare. Nu. Au voie pe Eternitate. Dom'le, așa au fost prezentat. Au voie pe Eternitate. Nu e adevărat. Nu. Cei care urcă pe sus la Maxut, coboară între bloguri. Eu vreau să vă spun că noi, executivul, care ne lovim tot timpul de probleme, încercăm să facem tot posibilul ca orașul să fie curat. Ca să fie curat, trebuie să facem în așa fel încât căruțele să aibă traseul lor, nu facă necazuri mele. Uitați, am avut căruțe care treceau prin față la primărie. Am blocat acolo, am pus niște pitoane de ăștia de... Foarte rău, poșitate. Pentru că, dar și trebuie să fac. Să lăsați acolo, să vină pe curtea primării. Nu tai lumea că doar că... Dar pionii să meargă în aia. Să meargă în aia. Ce căuta acolo și ați în căruța? Păi nu știu, îl prindiți, păi, îl... Știu, domnule, știu, dar... I-am prins, domnule, și le-am dat amendă. Și ce fac dacă îi dau amendă? Așa, nu mai... Eu mă cu amendă, uite, s-o pălegat în fața... Am blocat și în fața...
A blocat și pe acea mașină, o să o rezolva problema. Da. Păi, dacă ne-am dat drumul pentru mașină, era raliuri aici în față la primărie. Am avut că... Foarte rău, iar spun că nu-și face treaba poliția și poliția locală. Da, dar frumos, nu mai bună. Păi, nu știu, dar eu? Păi, nu știu, eu nu știu. Dar fără nici inițiativă, domnul. Dar ești consilier. Nu știu, n-am avut noi atâția propuneri, nu inițiative și nu au trecut. Suntem încă minoritate, așa că nu vei ce face. Nu știu noi din gură orice propunere bună a fost, nu s-a opus nimeni care să fie de la un partid care se spune că nu e bun. Că v-ați aici. Tot timpul când am spus eu da. Eu nu știu dacă vreau să te acum sunt căruțele. Ce să-i fac la căruțele? Îi lăs prin centru? Da. Și așa vin căruțele și îi las câini. Îi duc și până în piața lor. Lasă sau în spate. Da, eu nu cred că o să fie să tragă concluzia de aici că noi suntem pentru desfințarea unui comerciant. Că o cheamă grumea, că o cheamă nu știu cum. Respecti legea. Respecti legea și bănuiesc că dacă solicit în altă parte undeva să-și amplaseze chioșcul lui, ca să, până la toată urmă e un loc de muncă. Nu cred că nu i s-a dat aviz. Dacă este undeva liber și unde vrea. Și probabil când se va încheia contractul de concesiune și pentru ceilalți care mai sunt pe strada Ștefan cel Mare, la fel se va proceda și cu ei. Nu să merge că... cred că cei care vor privi la televizor se va înțelege că este, are cineva ceva cu gruia. Cumva el, da. Nu are nimeni nimic cu el, atâta tot cât să... Acum eu vreau, dar mă scuzați, să doamna Păzilier. Păi dați la Târgu Frumos, hai să luăm și un exemplu bun din altă parte. Toți comercianții din Târgu Frumos sunt la piață, domn. La piață sunt. Nu sunt pe strada Cuza Vodă, nici pe o parte, nici pe alta, nici pe Bogdan Vodă. Sunt la piață. Asta am vrut și eu. Să-i dăm pe piață. De ce să nu-i dăm pe piață? Toți comercianții din Târgu Frumos, chiar vă rog să vă verificați. Sunt la piață. La fel la Pașcani. Găsești la Pașcani, prin oraș, tot felul de șmecheri de ăștia vând, așa. Tu duci la piață, găsești orice. Acolo sunt, la piață. Nu umbla iurea prin tot orașul, prin centrul orașului. Deci eu de asta am zis. Vine să-i dăm la piață acolo, să aibă concesionat cu gățica lui, să aibă masa lui, știi, dimineața să duc acolo, care vrea să cumpere la el, nu știu ce, îl găsește acolo. De ce să-mi facă el dimineață, tot să stea aliniat acolo cu țigările în gură și să nu poți să mergi, să te duci copilul la școală. Să doar deci sunt salariați de aici, consilieri, care au copii, care au... Să duc copiii la școală. Văd că nici nu poți să treacă, trebuie să iau colegi. Da? Da, dar cu termenii pe care îi folosim, cred că trebuie să ne asumăm cu responsabilitate, mai ales pe Facebook, și nuanțarea lor. Pentru că, uitați, vă dau exemplu acum de doamna directoare de la o școală, nu mi-am amintesc din coata, unde a fost demisă din funcții pentru că a făcut o elevă nesimțită sau proastă. Și doamna... Nu, doamna cum s-a exprimat? A zis că a întrebat-o, ești nesimțită, ești proastă, adică nu e același lucru ca și cum ai face o proastă direct sau nesimțită. Deci eu zic să ne asumăm termenii pe care îi folosim, sau să nu vorbim numai ca să ne auzim, așa că vorbim și uite ce comentarii facem noi. A face incompetent pe cineva, nu știu forma, n-am citit. Nu știu zău dacă nu este chiar o calumnie. Dacă e vorba să discutăm chestiuni de genul ăsta, uitați, eu vă spun că și cred că și dumneavoastră, din câte am văzut eu mare, ne-ați zis, de ce m-ați fost așa ofensată când domnul primar, sau dacă poate mi spuneți totuși, când domnul primar a afirmat în, la adunarea pensionarii, că dumneavoastră este un grup de, nu știu, care vrea să pună mâna pe oraș sau chestii de genul ăsta. Nu v-ați speriat? Nu, dar am spus-o, da, am spus-o. Păi da. Păi și de ce să rog? Doamna, eu doresc că și asumă. Nu meritați să stă, eu nu meritați să spun. Dar eu nu am spus nimic. Să ai pretenții la așa, în momentul când propui așa ceva. Da. Eu dacă aș fi, n-aș fi primar, aș fi cetățean, dacă aș fi cetățean simplu, eu, dacă m-aș întâlni cu tine pe stradă și îți propui chestia asta, aș face scandal. Ești consilier? Ce-mi faci mai acolo, mă rog? Propui tot? Ca să argumentez oarecum... Da, domne, auzi, mă dale ție la orașul ăsta? Da. Și cum ții?
Păi nu. Sunt mototolim? Nu, nu, nu. Așa alții? Eu țin la oraș. La oraș. Asta e mototolia la oraș. Să fie toate legile și tot hotărăști în Consiliul Local să fie valabil pentru toată lumea. Nu că la unii da și la alții. Dar la care da? Păi nu știu, eu vă spun. Îi scoatem pe toți, domnule. Scoateți-i. Eu de pe tot. Ați venit da. Cu hotărârea, să văd, să văd dacă într-adevăr e așa și atunci... Da, nu ăla cine i-a dat aprobare? Ăla nu tot în Consiliul Local s-a pus concesionarea? Păi, cine s-o propus? Am propus-o eu? Păi, nu primar. Și iar... Care e ăla? Cornet, înseamnă... Da, domnule, eu sunt de acord. Eu am... Nu tot primar. Da, da, da. Eu v-am spus-o, eu sprijin chestia asta. Nu vreau să-mi propus. Bun? Da, eu, și acum dacă mai vine cineva, da, eu sunt de acord să... Dacă mai vine cineva, sunt de acord să-i aproape și... O atâta timp cât un om își câștigă pâinea și vine cu niște bani la bugetul local, eu o să fiu doar una. Bineînțeles, fiind de-a mine în legal, nu... Da. Da. Bine. Da. Lumea să retrage consilierul sau să trage atâta cealaltă. Dar nu, ne spunem punctul de vedere, nu cealaltă. Vis-a-vis de afirmațiilor domnul primar, pentru că dumneavoastră a spus referitor la ultimul punct din ședința trecută, apropo de acest Gruia. Deci nu s-a discutat numai decât cazul lui Gruia, ci s-a discutat în principiu. Și unii și-au dat informare. Sigur, da, unii și-au dat cu părerea. Deci nu s-a votat nimic. Nu, deci, da, dar dumneavoastră ați afirmat la vid că, inclusiv eu, așa, am fost împotrivă. La ce să fim împotrivă dacă nu s-a hotărât nimic? La împotriva respectării hotărârii de Consiliu. Deci nu a fost nicio hotărâre. Este o hotărâre de Consiliu care nu se respectă. Nu ați l-ați venit ca să încălcăm hotărârea aceea, să-l lăsăm până la continuare acolo. Nu este adevărat. Păi chiar în eroare, nici n-ați fost în sală când s-a discutat, în fine, asta e alt problem. Dar hotărârea care mi-a fost prezentată nu face referire. Nu face referire. Vă aduceți doamna secretară hotărârea aceea. Eu mi-aduc aminte ceva din hotărârea. Acum, da, se referea la cei care comerț cu dicata, domnule, da, și le comerț cu dicata e tot altceva față. La ședința următoare va fi... La, în hotărârea care ne-a fost nou anexat la material, asta era.